Vă salut, băieți și fete, eu sunt Leo. Astăzi vom avea primul episod din seria de reacții de pe canal și de această dată avem o reacție destul de interesantă. Ne vom uita la golurile și dribblingurile noului transfer al celor de la FCSB, Andrea Compagno, să vedem de ce se stare italianul, dacă și-a meritat într-adevăr suma de 1,5 milioane de euro pe care Gigi Becali a plătit-o craiovenilor pentru acesta. Haideți să-i dăm drumul. Nu uitați de un like acolo ca să începem cum trebuie videoclipul. Hai să vedem de cine stare băiatul ăsta. Nu uitați să vă abonați și la Fanatic Football. Ei sunt cei care au făcut acest mix de faze. Vedem aici un gol marcat frumos. Seamănă un pic cu... Nu știu cine aici că seamănă la față. Aduce un pic cu... nu prea știu cu cine să-l asemăn, că n-am mai văzut un jucător care să arate ca el. N-am văzut eu cel puțin. Aș fi zis prima oară Ibrahimović, dar are părul prea scurt pentru acesta. Hai să vedem și cum joacă până la urmă. Vedem frumos un gol acolo. Cred că ăsta e în Liga a doua, nu? Sau e în Liga 1? Cu Argeș. Da, se vede că are finalizare pe el. Aici cred că e tot cu meciul cu Argeș. Da. Frumos, frumos, frumos. O dublă aici a marcat acesta. Deocamdată nu sunt foarte impresionat. Două goluri cu latul. Vedem și un penalti. Aici nu știu cu cine e. A, uite, asta e meciul cu FCSB. Alt penalti. Vedem finalizare din partea lui. Sper să nu fie o altă țeapă de atacant pe care o să ia FCSB-ul. Bine, de-abia a început, s-a trecut doar un minut, dar încă n-am văzut nimic special. Da, nu știu ce să zic. Din rebound nu mă impresionează. Uite, frumos, aici s-a demarcat frumos, se vede Bauza, cred că i-a dat pasa. Am înțeles că și Bauza e dorit de FCSB, însă vine după accidentare și pare cam complicată mutarea lui. Se vede că cei doi sunt prieteni buni. Poate o să-l vedem și pe Juan Bauza la FCSB. Finalizare frumoasă acolo, finalizare frumoasă. Oh, Panenka, da. Uite, asta frumos, dar a treilea penalti de până acum. Frumos, 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 frumos. Asta a fost frumos, ia. Încă un penalti. Patru penaltiuri până acum, într-un minut 55. Cred că am văzut mai multe goluri din penaltiuri decât din faze. Ia. Da, pare. Da. FCSB-ul, la FCSB sunt jucători care știu să execute penaltiuri, deci nu cred că acesta o să fie rolul lui Compagno. Cred că tot de la Radunovic să le bată, pentru că ați văzut și voi cum da, pentru că ați văzut și voi ce penaltiuri de la Radunovic. Vedem aici iarăși. Uite, ăsta l-aș numi un gol frumos așa. Adică a băgat mingea în vinclu. Frumos. E un jucător destul de înalt. Am auzit că are 1,95. Nu știu acum, nu sunt sigur, dar aici s-a demarcat foarte bine. E gol validat a fost. Frumos. Ia. Da, nu știu ce să zic. Nu prea mă impresionează. Se vede că e un atacant mai mult de careu, care unde-i pus acolo joacă, știi? Uite, frumos. Uite, știi, e și cu glezna. Opa! Bun! Ia stai să dăm înapoi, că aia mi-a plăcut. Ia! Uite, merg picioarele. Merg picioarele. Deși e înalt, se vede că știe să și dribleze. De câte am înțeles, e născut în Parma. Nu știu dacă și-a făcut junioratul acolo la echipa italiană.
așa. Se vede că are și dribling pe el. Ia. Nu știu ce să zic cu golurile. Golurile mi s-au părut destul de banale. Adică... Na. Faptul că driblează la mijlocul terenului nu e un lucru foarte impresionant. Și nu de asta are nevoie FCSB-ul. FCSB-ul are nevoie de un atacant care... Cred să fie într-adevăr de careu, dar... Să nu marcheze numai goluri puse pe tavă. Uite, ăsta da. Ăsta da. Cred că a fost validat, nu? Uite, ăsta dacă a fost bun golul, ăsta e... Ia, stai să mai vedem, mă. Cred că a fost offside. Nu. Cred că a fost gol bun. Frumos călcâi acolo. Da, cred că poți să-l compari un pic pe Companio cu Ibrahimović. Tot așa, un jucător înalt, cu tehnică. Și cam asta a fost, nu? Da, cam aici se termină clipul. Ce zice? Bun venit la Steaua. Apuc un test de ăsta ciudat și nu prea am înțeles. Uitați, ne-am abonat aici frumos la Fanatic Football. Cum vă recomand să faceți și voi, dăm like la clip și... Da, cam astea au fost... Cam astea au fost highlights-urile lui Andrea Companio. Un jucător decent, dar nu știu dacă se va dovedi un transfer bun. Eu sper să fie un transfer bun, dar nu sunt sigur de asta. 1,5 milioane de euro sunt totuși o sumă destul de mare. Dar rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Eu dau o notă acestui transfer 7, 8. Vom vedea la finalul sezonului dacă într-adevăr va fi un transfer de nota 10 sau de nota 1. Și cu asta am încheiat. Până la viitoare, eu am fost Leo, v-am pupat!